Opera Națională din Iași promite să continue procesul de revitalizare a acestei arte și salvarea ei din ghearele vetustului. Astfel, stagiunea viitoare va debuta cu o nouă premieră la Iași, sub auspiciul imaginației marelui regizor Andrei Șerban. Această promisiune artistică făcută ieșinilor poartă numele Văduva Veselă și se prefigurează a fi un spectacol cu totul ieșit din comun. După două puneri în scenă la operele din Cardiff și Viena, maestrul Andrei Șerban ne amenință cu o transpunere în scenă a unei clasice povești de dragoste în contextul politic al României de astăzi. Pentru realizarea acestei viziuni inedite, Andrei Șerban a colaborat cu coregraful Andreea Gavriliu și scenograful Anca Lupeș. Această Văduvă Veselă nu se întâmplă într-un timp istoric în care a fost scris acum 100 și ceva de ani, ci se întâmplă azi, acum, aici. Deci, într-un fel, va fi foarte, foarte mult un spectacol polemic, un fel de combinație de satiră politică despre situația din România actuală, și combinat, evident, cu povestea de dragoste, cu romanța, cu tot ceea ce are superb în ea această poveste care este universală.